Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, cunoscut drept un om implicat în comunitate, fiind atent la nevoile cetățenilor, a susținut un important discurs în Parlamentul României. Iar printre problemele ce necesită o rezolvare, acesta a dorit ca programul Masa Caldă în școli să fie introdus în toate unitățile de învățământ. Faptul că fiecare copil al României are dreptul la educație, însă statutul socioeconomic al familiilor din care provine marea majoritate a copiilor de vârstă școlară nu le permite nici măcar asigurarea zilnică a unui pachet pentru a fi prezenți la orele de curs. Acest aspect constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, a susținut zilele trecute un important discurs în Parlamentul României, unde i-a adresat ministrul Educației Sorin Câmpeanu câteva întrebări referitoare la acest program destinat elevilor. Găsesc și răspunsul la întrebarea care este strategia ministrului dumneavoastră cu privire la extinderea acestui program și care ar fi impactul financiar pentru implementarea programului în toate unitățile de învățământ din România, așa cum este prevăzut în strategia România Educată, așa mult spusă și lăudată și promovată de domnul președinte al nostru Iohannis. Acest proiect a fost preluat și inclus în programul de guvernare PNL-UDMR-USR ca parte a strategiei prezidențiale România Educată, prin care guvernul și-a luat angajamentul generalizării programului la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din România. Cu toate acestea, în urmă cu o săptămână, guvernul a decis prelungirea programului în aceleași condiții, fără extinderea numărului de unități de învățământ, în scopul prevenirii și combaterii abandonului școlar în toate ciclurile de învățământ preuniversitar. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, dorește introducerea acestui program în toate unitățile de învățământ. Cred că noi, românii și toți colegii noștri, cred că această masă pentru elevi ar trebui să fie instituită la nivelul tuturor unităților de învățământ, atât pentru preșcolari cât și pentru școlari. Și cred că rezultatele pe care dumneavoastră le-ați stâns și ne le prezentați astăzi în fața noastră, a României, cred că spun aceste lucruri și vă rog, eu, cât și colegii noștri, cred că ar fi bine să luați în calcul ca acest program să fie extins pentru toți preșcolarii și școlarii României. Cred că toți avem nevoie de o masă caldă pentru copilul nostru și cred că ar conta foarte mult ca tânăra generație care vine din urma noastră să fie bine educată și sănătoasă. Vă mulțumesc frumos! Până în prezent, programul pilot Masă Caldă în școli a fost introdus pentru anul școlar 2016-2017 prin ordonanța de urgență 72 din anul 2016 la nivelul a 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, fiind continuat apoi cu aceiași parametri în anii școlari 2017-2018 și 2018-2019, iar apoi cu 150 de unități începând din anul 2020.